Care s-au născut în zodia leului vor avea pe 9 iulie multe motive să se gândească la propria lor carieră, la statutul lor, fie în actualul loc de muncă, fie în funcția în care se află, în legătură directă cu vârsta, statutul profesional de până acum. Nota generală este de a rămâne, de a fi stabil, de a rezista, de a face față atacurilor. Sunt și tot felul de evenimente care iau pe nepregătite, sunt și tot felul de subminări, semnul leului aparține, crucifixe, care primește dinspre taur vărsător și scorpion destul de multe influxuri puternice. Nu este un element nou. Faptul că Marte a intrat în mișcare retrogradă de niște zile, eveniment pe care noi l-am analizat pe larg, este de natură să strice niște relații parteneriale, niște relații conjugale sau viitorul unor contracte. Poate că încă nu s-au stricat. Dacă vă mai aduceți aminte, vorbeam de o ședere destul de îndelungată în mișcare retrogradă, de așa natură încât Marte va părăsi vărsătorul și va intra în capricorn. Și atunci, Uh, unii dintre cei născuți în Zodia Leului vor avea impresia că s-a terminat, gata. Sectorul respectiv e compromis. Îi avertizez că nu va fi așa. Marte va sta în mișcare retrogradă, este adevărat, uh, două luni de zile. Va reveni în uh, vărsător în septembrie și până în noiembrie, când va pleca va fi destul timp pentru aceste persoane să evalueze și să răs evalueze, să cântărească și să um, nuanțeze toate raportările lor față de acea provocare. Spuneam la un moment dat că intră în calcul și ideea de căsătorie sau de divorț, că intră în calcul ideea de a accepta sau nu o propunere, un contract. Până atunci pot să fie mai în cunoștință, mai lămurit, să descopere tot felul de lucruri, să ajungă la niște constatări care să le permită atunci când Marte va reveni în postura în care este acum, decizia cea mai corectă, cea mai justificată și cea mai adecvată privitoare la modul lor de viață. Între 9 și 11 iulie, întâlniri cu prietenii, conversații, n-aș spune că este prea multă distracție, ci mai mult o pierdere de timp în discuții. Dacă ele totuși sunt utile și sunt legate de un proiect, de ceva concret, atunci este bine să li se dea curs. Altfel, este risipire în niște relații care nu aduc nimic bun, și nici măcar o stare de spirit exaltantă pentru ei. Între 11 și 13 iulie, luna va tranzida casa a 12-a și aceasta, da, va avea darul de a răscoli trecutul, amintirile, trăirile, încă din copilărie până la maturitate, nemulțumirile. Totul va fi scos la iveală și cântărit din nou cu lupa. Uneori, toată această activitate fie îi plictisește, fie îi întristează, fie enervează, fie toate la un loc. Nu este etapa cea mai bună din punct de vedere sufletesc, mai ales că vor avea senzația că s-a produs undeva o breșe și prin acea spărtură, ca dintr-o țeavă spartă, vin șuvoi, amintiri, amintiri, senzații, contexte, situații prin care au trecut. Nu vor înțelege nici ei ce este cu acest șuvoi al amintirilor, că s-ar fi petrecut în mintea lor un scurt circuit și s-au decuplat de la uh, realitate și s-au cuplat uh, la trecut. Este și momentul când se va produce în ziua de 13 iulie faza de lună nouă, care privește cele două case ale sănătății. Nu cred că este vorba de o suferință reală, acută sau intensă, sau uh, cu o dosă de risc. Sunt mulți factori subiectivi. Sunt trăiri împătimașe, sunt situații care nu le dau pace. Nu se vor simți deloc bine în ansamblu, în sensul că nici somnul nu va fi somn, nici mâncarea nu va fi mâncare, nu vor avea chef de prea multe lucruri, vor fi persoane cam mofturoase, capricioase, tăcute, Na, dacă trăiesc în uh, virtutea amintirilor și toate acestea își vor pune amprenta pe felul în care acționează sau se mobilizează mai lent, mai greu, cu mai puțin chef, cu mai puțin entuziasm, cu mai puțină eficiență. Uh, totuși, cei care au afecțiuni digestive ar trebui să fie foarte atenți la ce mănâncă, cât mănâncă și mai ales la cât de mult se enervează. Nervozitatea fiind un factor puternic de tulburare a fiziologiei stomacului, pancreasului, al intestinelor în general. Pentru cei mai în vârstă, sunt de luat în calcul și niște zile în care sistemul osos le poate da de furcă risc de afecțiuni cutanate prin alergii, exeme, urticare și tot felul de manifestări cutanate ale unor afecțiuni interioare mai greu de diagnosticat, care vin și trec fără explicație. Între 13 și 15 iulie, luna va tranzita Zodia se va afla în casa întâia personalității lor și alături de Mercur îi va face foarte deștepți, foarte autoritari, impetuoși vor avea un soi de dorință de revanș, adică unde două, trei zile au stat tăcuți și culcușiți în pat sau în casă și n-au vrut să audă și să vadă de nimeni și de nimic. Acum vor dori reversul, să fie prezenți, să fie activi, să desfășoare o serie de activități care au ca scop rezolvarea lucrurilor și curente, dar și importante. O cauză principală este cea legată de viața de familie unde nu sunt uh, lucrurile puse la punct, unde nu prea există armonie, ori unde armonia se poate strica din temirce, iubire, bibelou, de porțelan, cioburi te-ai făcut, pentru că felul lor de a fi dur, radical, nemilos, categoric, nu ține cont de fragilitatea situației înseși, ori de dificultățile partenerului, ori de atitudinea pe care ar trebui să o aibă mai temperată, mai diplomată, mai peocolită. Ei o iau foarte direct și atunci sigur că dărâmă o piedică în calea lor, dar nu construiesc nimic. Atenție la felul în care se va vorbi cu niște rivali, dușmani, invidioși, competitori, pentru că dacă acasă, între soț și soție, lucrurile mai trec, mai se iartă, sunt foarte multe elemente care compensează de-a lungul timpului, și, în sfârșit, secvența se șterge. Când e vorba de persoane străine, unde totul se contabilizează și totul se acumulează, felul lor de a se purta așa de impetuos le va da de furcă. Pe moment, pe loc, sau în perspectivă în viitor, pentru că aceea îi vor ține minte. Pe 10 iulie, planeta Venus va intra în Casa Banilor. Poate fi vorba de un mic câștig bănesc, de o rezolvare salarială sau de o chestiune care ține de un moment, o etapă strict individual. Totuși, timp de o lună de zile, micul benefic e acolo și aduce un posibil câștig, sau cel puțin. Consolidează echilibru deja obținut, stabilitatea existentă, și poate să deschidă perspective spre ceva mai mult. Deci, în varianta normală, dacă nu aduce un lucru foarte bun, conservă ceea ce este deja în, în echilibru și în normalitate pe această direcție. Dispre casă și familie nu vin uh, impulsurile cele mai bune, nu trebuie să se bazeze pe rude, nu trebuie să se certe cu rudele, câte o rudă mai specială, cu un caracter dificil, poate să fie foarte ostilă și să facă necazuri și să opună rezistență și să facă atmosferă împotriva leului și să imobilizeze pe ceilalți împotriva. Lui, prin tot felul de intrigi și deformări ale adevărului, și prezentări inexacte ale realității.